Colcerii vorbește în premieră despre operațiile estetice. Cireșica noastră nu mai e o fetiță cu codițe, iar de când a crescut și și-a schimbat stilul, s-a speculat că ar fi apelat la bagheta magică a medicului estetician. Acum artista vorbește despre intervențiile pe care și le-ar fi făcut. Am citit în presă vreo două articole apărute acum câteva zile în care spunea că tu ți-ai făcut niște operații estetice și vreau să te întreb de asta. Nu vedeți că mi-am micșorat nasul, nu vedeți ce mic e, la fel de mare. Măi, asta cu operatul nasului, o prietenă de-a mea și-a făcut de curând chestia asta și vă spun sincer că și după două luni de la operație este tot umflată. Eu nu cred că am o față umflată, nici nu cred că sunt vânătă, îi fiu o machiată, dar asta cu nasul momentan nu. Ei în calcul, te-ai gândit la asta? Știu că nu am un nas perfect, dar nu mă deranjează. Eu am încercat să mă accept așa cum sunt și mai ales că atunci când vine vorba de o intervenție facială, mie mi-e frică. Mi-e frică și de bacit și de orice, pentru că e la nivelul feței și nu știi în final cum o să arăt. Pe mine m-a bubnit râsul, bineînțeles, despre intervenția pe care mi-am făcut-o la gușă. Toată lumea știe că au fost câteva injecții cu un ser care topește grăsimea. Eu l-am arătat la mine pe Instagram, nu mă ascund de lucrurile astea, dar da, în momentul în care se spune despre mine, nu știu, mi se adaugă așa o intervenție pe care nu mi-am făcut-o, e deranjant. Am făcut gușa, e perfect, atâta. N-a durut, sunt la fel. Dacă ai avea o problemă, care ar fi prima persoană pe care ai suna-o și care știi că ți-ar răspunde indiferent de situație și la miezul nopții și la miezul zilei, oricând? Mama, bineînțeles, cine? Nimeni ca mama. Mama mea, dar să știi că mă mândresc și cu prietene foarte, foarte bune la suflet, care mă ajută în orice moment și sunt sincere, pentru că eu caut sinceritatea în oameni. Pentru că e foarte, din păcate, în ziua de astăzi o găsești mai greu. Și oameni frumoși și sinceri trebuie să apreciați. Cea mai importantă lecție pe care ți-a oferit-o viața ție? Nu știu, sunt mai multe. Ce am învățat eu e să am răbdare, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am. Cel mai bine fii recunoscător, muncești în continuare și ai răbdare că totul se rezolvă. Deci cel mai bine fii recunoscător, muncești în continuare și ai răbdare că totul se rezolvă. Care sunt valorile pe care dumnealor ți le-au insuflat ție și care sunt valorile pe care tu, la rândul tău, le-ai insuflat mai departe? Sunt foarte multe. Oricum, ceea ce sunt eu astăzi se datorează lor și ei m-au învățat, ei m-au învățat să fiu la fel cu orice gen de persoană. Nu contează meseria, să-i apreciez. Să mulțumesc, pentru că e foarte important să mulțumești. Mă gândesc că fără ei și fără educația lor, clar nu aș fi reușit astăzi. A fost vorba de susținere și despre răbdarea pe încă o dată pe care au avut-o cu mine, despre faptul că m-au ajutat în perioadele mele mai puțin bune. Cred că e important să ai părinți care să te înțeleagă, pentru că așa poți să treci cu bine peste toate obstacolele. Jump, jump. I'm here to come back.